domnule primar general, cuvântul dumneavoastră, către creștinii noștri, către creștinii. În altă Sfinția voastră, Metropolit Vladimir, Sfinția voastră, Episcop Imon, Preacucernici Păriți, Sfințiile voastre de la Alba Iulia, Doamnelor și Domnilor, stimați invitați, frați creștini, sunt pentru a 10-a oară aici, în fața dumneavoastră. În anul 2007, când am devenit primar, nici nu m-am gândit. Nu am știut, nu aveam de unde. O să ajung și la o aniversare, în acest sens al cuvântului. Dar Dumnezeu și dumneavoastră m-ați ajutat. Și am reușit. În altă Sfinția sa, Metropolitul chiar mi-a citit gândurile. Într-adevăr, de la o vreme, mă rog, în fiecare zi. Mă rog să izbutim, să mergem înainte. Cred că noi avem o binecuvântare. Pentru că acoperământul Maicii Domnului este acela care i-a apărat pe creștini în vremuri de urgie. Noi suntem sub acest acoperământ. Și chiar dacă avem de înfruntat nevoi diferite, trecem cu tremuri, inundații, totuși față de alții, noi încă suntem păziți. Dacă vorbim despre furia naturii și altele. În același timp, mă gândesc cum să reușim să putem să facem mai multe. Vrem noi, nu vrem, suntem păcătoși. Și fără a ne despărți de păcatele acumulate, e foarte greu să mergem înainte. De multe ori mă gândesc când intri în biserică, până la urmă, care-i rost? Că dacă intri cu păcatele adunate, și doar te prefaci că vrei să te sparți de ele, în sensul de a nu mai comite faptele ele, de a nu mai spune minciuni sau altele, dar după aceea ieși și continui să faci lucrul ăsta, e ca și cum le-ai ridicat la pătrat, nu știu, le-ai mulțit la 10. De multe ori mă gândesc Sfințiile lor părinții. Cum reușesc să acumuleze de la noi tot acest rău adunat pe parcursul unei perioade, a unui an. Că asta ei fac toată viața. Chiar acum mă gândeam. Ei adună, creiau acest rău care se adună în noi, ca să ne elibereze pe noi și să noi merge înainte. Creștinii simpli. Dar ce fac ei, cum ei se descarcă de toată această greutate negativă? Nu știu, sunt legi ale divinității și ale naturii, pe care ar fi bine să le respectăm. Și atunci cred că vom reuși să facem mai multe. Este... Da, n-am reușit să ajungem în fiecare curte de bloc, în fiecare loc locativ, chiar la fiecare cetățean în acești 10 ani. Dar am reușit să scoatem orașul din criza în care era, din neclaritatea care bântuia asupra lui, și s-au așezat pe o cale a dezvoltării. Da, acum ai țăpat multe șantiere, dar sunt 5 proiecte mari, care proiecte vor să ridice acest oraș la un cu totul alt nivel. Este vorba despre transport, drumuri, apă și canalizare, reciclarea deșeurilor și termoizolarea clădirilor. Sunt proiecte în valoare de aproape 1 miliard de euro. Deja s-au investit aproape 1 miliard de euro de către privați în sfera construcțiilor și în alte. Poate, în comparație cu alte orașe, este puțin din dimensiunea Chișinăului. Dar în comparație cu ce a fost înainte, este mult, mult mai mult. Nu aș fi reușit toate aceste lucruri fără dumneavoastră. Nu sunt bun de dumneavoastră. Dar eu sper că această zi a Hramului Chișinăului și acoperământul Maicii Domnului să ne îndemne pe o cale dreaptă. Să ne facă pe toți așa diferit cum suntem, să putem lucra în Consiliul Municipal, în celelalte structuri ale administrației municipale. Pentru că pentru 4 ani am fost aleși și noi trebuie să facem ceva 4 ani împreună, chiar dacă suntem diferiți. Și doar așa o să fim înțeleși și o să fim corecți și în fața societății și în fața lui Dumnezeu. Dar să știți că, până la urmă, cei care pundeți în roade nu contează. Cei care contează sunt dumneavoastră. Dumneavoastră contați. Aceia care ați dat putere, ați dat mie putere, colegilor mei să facem toate aceste lucruri.
toate greșelile care le-am făcut în această perioadă. Și să știți că nu aș fi reușit de unul singur. Nu aș fi reușit fără colegii mei. Fără oameni care au dat ani din viață, 10 ani, chiar 12 ani din viață, cei mai frumoși ani, pentru ca să reușim să punem pe picioare acest oraș. La ora 14 vă invităm în Parcul Valea Morilor. O să inaugurăm Scara Cascadelor. Eu sper să fie nu doar o scară frumoasă, așa cum este ea splendidă deja, dar să fie și o scară a dezvoltării Chișinăului. Până o să ajungem la fiecare cetățean, în fiecare curte, în fiecare apartament. Ce este posibil în următorii ani, asta se va întâmpla, în special cu proiectul de termoizolare și lință. Mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru că ne-a ținut vii și sănătoși până astăzi și am reușit ceea ce am reușit. Și sunt sigur că o să reușim și mai departe. Dar să fim corecți, în primul rând, cu propria conștiință. Să ne rezicem de faptele rele care le-am făcut, de alte lucruri la locul lor, și să pășim curat și corect mai departe în viitor. Așa spunea Dumnezeu.